După aproape un an de interimat, Adrian Ciocan, de la Partidul Național Liberal, este de ieri primar ales al comunei Șinca Nouă din județul Brașov. El a fost ales primar la alegerile anticipate din 27 iunie, cu 632 de voturi dintre cele 1113 valabile exprimate. La ceremonia de depunere a jurământului ce s-a desfășurat în sala de ședințe a Consiliului Local Șinca Nouă, a participat prefectul județului Brașov, Cătălin Băsi, dar și președintele PNL Brașov, Adrian Veștea. Alegerile de la Șinca Nouă au fost organizate după ce Dumitru Flucuș de la PNL a renunțat anul trecut la funcția de primar, fiind ales și deputat al României. După ce postul de primar a fost declarat vacant, atribuțiile primarului au fost îndeplinite de viceprimarul Adrian Ciocan.